Grupul de părinți din Constanța care își poartă bebeluși în brațe se alătură pentru al 7-lea an consecutiv grupurilor din întreaga lume în sărbătorirea Săptămânii Internaționale a Purtării Bebelușilor. Organizatorii ne mărturisesc că anul acesta s-au gândit să transmită același mesaj cu pasiune și energie printr-un flash mob. Am început de duminică, Săptămâna Internațională a Bebelușilor Purtați, un eveniment celebrat de grupul Baby Ori în Constanța. Noi suntem o comunitate de mămici, unde și tătici și bunici și eu știu, rude, care își poartă copiii într-un sistem de purtare sănătos. Astăzi am ales să facem un flash mob, singurul eveniment fizic pe care facem în cadrul comunității noastre în acest an, din păcate. Evenimentul desfășurat aseară în piața Ovidiu a fost îmbrățișat cu bucurie de părinții încântați de faptul că pot fi activi cu bebeluși în brațe, iar mămicile se declară încântate de sistemul baby wearing, cu atât mai mult cu cât pot și dansa. Este pentru al 5-lea an consecutiv când venim la aici împreună cu comunitatea Baby Wearing Constanța și sărbătorim Săptămâna Internațională a Bebelușilor Purtați. Aici vom dansa împreună cu bebelușii noștri ca să atragem atenția asupra faptului că împreună, atunci când avem un sistem de purtare, putem să ne ținem bebelușii aproape și putem să facem aproape orice. Foarte folositoare este metoda de baby wearing. În primul rând e crearea și mai puternică a conexiunii dintre noi doi, de calmare, mai ales acum că ies și dințișorii, și de somnic, de mâncare, de toate. Cum se pare metoda aceasta de baby wearing? Este genială. Am zis să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a inventat aceste sisteme. De curând am ieșit cu ea fără sistem și atunci mi-am dat seama cât mi-a salvat viața. Mă dureau mâinile pentru că o țineam în brațe și zic, Doamne, mare noroc am avut cu acest sistem de purtare. Flashmobul s-a derulat pe binecunoscuta melodie Gerusalema, iar membrii comunității au exersat acasă pașii, de asemenea aceștia au organizat și repetiții în parc pentru succesul coreografiei.